Liceenii de la Lice Visarion din Tituș au ales vineri seară cei mai frumoși și originali boboci. În sala de festivități a Liceului Lice Visarion din Titu, elevii au organizat Balul Bobocilor, cel mai așteptat eveniment al toamnei, un spectacol catalogat ca fiind reușit de către spectatori. Câteva perechi de boboci s-au aliniat la start, fiecare dintre concurenți punându-și talentul la încercare în diferite probe, precum originalitate, spontaneitate, prezentare ținută de zi sau de seară. Nu au lisit nici surprizele organizatorilor. Concurenții de clasa a noua au primit și vizita președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Suțuianu, însoțit de edilul orașului Titu, Traian Nicolae, viceprimarul Vlad Oprea și, în ultimul rând, de candidatul USL Dâmbovița pentru Camera Deputaților, Colegiul 7, Titu Ionuț Săvoiu. Invitații nu au stat decât câteva minute la eveniment, urându-le succes concurenților și distracție plăcută.